Salutare, dragilor, și bine ați venit în Timișoara! Iată 4 aspecte importante despre acest oraș pe care urmează să îl explorăm. 1. Timișoara a fost primul oraș din Europa și al doilea din lume după New York care a avut iluminat public electric. 2. Timișoara a fost primul oraș din Europa care a avut un tramvai. Era din lemn, era tras de cai și avea o capacitate de 15 persoane. 3. Bega a fost primul canal navigabil din România. Și 4. La 20 decembrie 1989, Timișoara a fost primul oraș care s-a eliberat de regimul comunist. Acestea fiind spuse, haideți la explorat! Și bine ați venit în centrul Timișoarei și mai exact în Piața Unirii, cea mai veche piață din Timișoara. Și oare și cea mai mare ca întindere? Sau nu știu dacă e cea mai mare. Da, o mică paranteză. Astăzi, în prima parte a zilei, ne-am propus să facem așa un tur, să luăm o axă cu cele 3 piețe importante de aici, pentru că sunt 3. Și avem Piața Unirii, după aia Piața Libertății și după aia Piața Victoriei. Deci suntem în prima din cele 3 pe care vrem să le vizităm, să le luăm așa la rând. Și Andreea prea legătura. Da, o să facem așa un tur al clădirilor din Piața Unirii. Majoritatea sunt renovate, au intrat într-un proiect de renovare destul de recent și asta arată chiar foarte, foarte, foarte bine. Dar mai sunt așa vreo 2-3 care încă nu sunt gata. Dar cam toate sunt renovate, sunt reconstituite sau cum să le zic așa, deci arată super bine. Iar toată piața asta e din piatră cubică, deci pe jos avem piatră cubică. Lurăzii nu ne place în cărucior când zgâlțit așa tare și atunci am zis că mai bine le-au un pic în brațe. Și după aia în centrul pieței e un monument așa super mare cu o zonă verde, deci avem și iarbă, nu doar piatră. Și acolo. Da, inițial vreau să vă povestesc despre Domul Romano-Catolic din fața noastră, care dă și unul din numele pieței, că Piața Unirii mai este cunoscută și ca Piața Domului. Domul Romano-Catolic sau Catedrala Sfântului Gheorghe a fost construit între 1736 și 1774. Este în stil baroc, ca întreaga piață de altfel. Construcția lui a durat undeva la peste 2 decenii. O altă clădire reprezentativă din Piața Unirii este Palatul Baroc, chiar aici în față, în interiorul căruia în momentul actual funcționează Muzeul de Artă din Timișoara. Exact cum spunea și Vlad mai devreme, în mijlocul pieții este o zonă așa de parc, practic, foarte, foarte mult gazon, foarte bine îngrijită, iar chiar în mijlocul pieței avem Monumentul Sfintei Treimi sau Coloana Ciumei. A fost înălțat aici, în mijlocul Pieței Unirii, în 1740. Monumentul amintește de încetarea epidemiei de ciumă, care devastase întreg Banatul între 1731 și 1738. Se spune că numai în Timișoara, în momentul respectiv, și-au pierdut viața peste 1300 de persoane. Pe partea cealaltă regăsim la fel clădiri foarte bine reabilitate și fain colorate, terase cât cuprinde, multe, multe flori și chiar putem vedea că unele dintre clădiri sunt sau au intrat acum în proces de reabilitare, cum e cea de acolo, și inclusiv domul se renovează în momentul de față și nu putem să-l vizităm în interior, din păcate. Clădirea aceasta din față ni se pare una dintre cele mai arătoase, așa îți fură ochii, da, instant. Da, da. E pozabilă. E și foarte colorată, arată super, super drăguț. Mixul ăsta de culori și cea de lângă, dacă intri pe străduța aia. Da, da, da. Este acolo una lângă, super bine renovată. Și mai este acolo pe colț, aceea, nu știu, nouă ni s-a părut că ne duce mai mult cu gândul spre Art Nouveau din Oradea. Nu știu de ce, da. Da, așa arată. Pare ușor diferită de restul. Dar, per total, arată bine piața. Da, chiar și așa o atmosferă de vacanță. Bine, acum și finalul, penultima zi din august, da. Și cald, așa plăcut, dar e atmosferă de vacanță, așa, turiști câțiva, chiar dacă e în prima parte a zilei. Ce mă duc porumbei, da. Hai, mă duc eu la porumbei. Du-te. De acolo, din Piața Unirii, am intrat pe o străduță pietonală cu terase așa stânga-dreapta, coffee shop-uri, poți să-ți iei chestii de astea la mână, așa, patiserii, de exemplu. Noi am luat niște plăcințele și un chec cu prune. Acolo jos așteaptă să fie devorate, dar mai stăm un pic, poate o să doarmă răzvii în curând. Așa, și din Piața Unirii mergem frumos către Piața Libertății, se traversează toată strada asta, Vasile Alexandrii, pe care mai este o stradă aici, dar nu știu exact cum se cheamă, la fel perpendiculară pe Vasile Alexandrii și la fel stânga-dreapta, plin de terase. Haideți că am ajuns și în Piața Libertății de aici din Timișoara. Acum e un loc de promenadă atât pentru localnici cât și pentru turiști. Sunt o grămadă de locuri așa cu băncuțe, pe la umbră, pe sub copăcei, poți să stai să te relaxezi. Dar piața aceasta a avut mai multe denumiri de-a lungul timpului. S-a denumit inclusiv Piața de Paradă și Piața Prințului Eugen când armata austriacă a cucerit orașul. Deci asta prin anii 1800-1900, dacă bine știu. Iar în centrul pieței aici avem statuia Sfintei Maria și a Sfântului Ioan, e opera a doi sculptori vienezi. Și tot pe aici prin piață, chiar în spatele nostru, trec și mai multe linii de tramvai. Și am văzut că au tramvaie destul de moderne și am văzut în vreo 3 femei. Vatman? Da, sau conductor. Manițe. Vatman, nu? Da, Vatman, cred că era tramvai. Femei, foarte tare, mi se pare, deși o asociez așa cu o meserie de bărbați, uite că sunt și femei care conduc tramvai aici în Timișoara. Acum Andrei are o surpriză pentru voi și mergem toți trei către strada Alba Iulia. Sper că sunteți pregătiți pentru un pic mai multă veselie. La fix ați început! Asta nu te așteptai. Suntem pe strada Alba Iulia, strada care face legătura practic dintre Piața Libertății și Piața Victoriei. Și e foarte, foarte colorat. Avem noroc de vreme excelentă, bate un pic vântul, nu-i cald, e perfect. Da, stai, paranteză, da. Pauză de filmări pentru că am mers acasă și toată echipa Valize Vesele a dormit. Unii mai mult, alții mai puțin. După amiază, de asta. Uite, asta am uitat să spunem. Cineva e foarte fericit pe strada asta, nu? Da, da, stai eu. Și fiul. Stai să-l las un pic și fiul meu. El e absorbit de peisaj, e clar. Mi se pare mai multă lume acum. Da, da. S-a mai deschis, uite, și gelateria asta, poate nu știu, înghețată. Eu vreau o cafea, că așa e, când te trezești, bei o cafea, nu? Deci tu vrei cafea? Da. O să-mi iau înghețată. Recomandarea zilei în materie de înghețată, chiar la intrare aici pe străduță, gelateria aceasta, Hantia, sper că pronunț bine. Da, e super, super bună. Eu mi-am luat cu ciocolată, alune și fistic. Și Andreea, tu ce acolo? Nu știi? Aia seamănă ciocolată cu alune, cu ciocolată și alune și deasupra ceva. Au niște arome super, super faine. În interior design-ul arată fain și au așa o cascadă de ciocolată, ceva de genul. Recomandăm, chiar foarte faină. Și doar 7 lei cupa, mi se pare cinstită pentru ce calitate oferă. Da. Hai mai departe. M-am luat la cafea ca să-mi iau înghețata, deci. Am ieșit de pe colorata strada Alba Iulia și am intrat într-un loc plin, plin de istorie. Piața Victoriei din Timișoara, fostă piață a operei, denumire care vine în mod evident de la clădirea operei de aici. Piață care, așa cum spuneam, este încărcată de istorie și vreau să vă și arăt o plăcuță care nouă ne-a făcut pielea de găină, sincer, când am citit-o. Chiar pe clădirea operei aici. Vouă, celor care mult sau puțin cândva veți trece neliniștiți peste urmele noastre, ale celor care am fost generația lui decembrie 89, un singur gând, România. Frumos! O să vă dau așa câteva informații despre piață. Chiar în față este catedrala. Iar ce mi s-a părut mie foarte interesant, pe stânga și pe dreapta sunt două zone de promenadă, care în trecut purtau denumiri și aveau niște direcții foarte clare. Pe partea dreaptă, promenada se numea Corso și era locul pe unde se plimba înalta societate timișoreană. Era foarte bine luminată și cu multe restaurante și magazine de lux la parterul clădirilor. Iar pe partea stângă, partea de promenadă se numea Surogat și pe acolo se plimbau doar tinerii și muncitorii. Elevii nu aveau voie să se plimbe decât cu permisiunea școlii, iar soldații trebuiau să demonstreze că au permisie pentru a putea face plimbări pe această promenadă. Încă un detaliu important aici, referitor la clădirea operei. În data de 20 decembrie 1989, în această clădire s-a constituit Frontul Democratic Român, care a transformat revolta începută la Timișoara în revoluție, dându-i un program și declarând Timișoara oraș liber. Practic, Timișoara a fost primul oraș liber declarat care a ieșit sau a scăpat, să zicem așa, de comunism. Acum suntem în dubii. Ori stăm, este acolo o terasă super drăguță și ne gândeam, poate stăm și noi la ceva acolo, după înghețată, ori să mâncăm, ori să bem ceva, nici nu știu. Acum suntem în negocieri, în 3, facem consiliul de familie, stăm acolo la terasă sau mergem, ne apropiem cât mai tare de Mitropolie. Hai să vedem. Mulțumim că ne-ai dat acordul să stăm. Am primit acceptul tău. Am primit acceptul lui Răzvi să rămânem acolo la terasă. Poftim. Și eu mi-am luat un cocktail cu prosecco și aperol. Cred că zi bine, dar arată fain parul ăsta. Da, arată foarte bine. Și tu acolo ce ai? Ceva cu prosecco și cu zmeură și cu tot felul. Dar am ales să nu mâncăm. Am zis că ce, mâncare fudului, băutura, temelie. Bem doar un cocktail și pe aia mai mergem din nou. Nu, am mâncat înainte să pornim de acasă, deci nu. Nu credeți că suntem niște beții. Eu am zis că o să uita. Tu vă uita să crești. Tate, nu-i voie. Am ceva și pentru tine. Astea sunt ale tale. Poftim! Dinspre operă am venit și noi pe partea dreapta promenadei. Am vrut să simțim ca și cum am face parte din lumea bună a Timișoarei de altă dată. Acolo am stat și am băut două cocktailuri care ne-au costat nici mai mult, nici mai puțin de 37 de lei ambele. Deci nu e așa de scump să fii pe partea dreapta promenadei, vorba aia. Turist în lumea bună a Timișoarei. Da. Și ne apropiem de Mitropolie. Practic e Mitropolia Catedrala Mitropoliei Banatului. Și e cea mai înaltă biserică din România sau catedrală, dacă îi o luăm așa, care e finalizată și a doua din România după Catedrala Mântuirii Neamului, din cea din București, care se construiește acum. Practic nu e finalizată. Din cele finalizate, asta e cea mai înaltă, are undeva la 90 de metri înălțime și a fost construită în doar 5 ani, între 1936 și 1941. Arată foarte interesant. Acoperiș și ei mi-aduce aminte de biserica aceea din Viena, mai știi? Da. Dar sticlele astea pictate, sticlele colorate. Și aici, în capătul promenadei, nu știu, perfect așa e poziționat. Da, la polul diametral opus exact. Cu opera. Un lucru care mi se pare inedit și diferit, tot exteriorul e din cărămidă, uitați. Acum suntem chiar în lateral și efectiv toți pereții sunt placați din cărămidă și mă gândesc că și zidurile sunt la fel făcuți din cărămidă. Iar stilul arhitectonic a fost inspirat de arhitectura moldovenească în general și în special de biserica Sfântul Gheorghe din Hârlău. Și pentru că atunci când se lasă seara noi trebuie să mergem cu Răzvan la somn, cam asta a fost ziua noastră de explorat. Cât am reușit astăzi, dar continuăm și mâine, pentru că noi mai stăm aici încă o zi plină și după aia, apoi mâine, plecăm către o nouă țară. Noi n-am zis. Suntem aici în Timișoara, filmăm, facem un vlog, vizităm, dar mergem un pic mai departe. O să fie o țară nouă și pentru noi și, bineînțeles, pentru Răzvi. Deci nu mergem în Turcia. Așadar, noi mergem la cazare, îl pregătim pe el de somn. Continuăm vlogul acesta mâine cu noi obiective de aici din Timișoara. Vă arătăm ce vizităm și noi. Făceam înainte într-un vlog într-o singură zi, acum s-a împărțit în două zile. N-ai ce faci, trebuie să te adaptezi, important e că reușim să facem în continuare. Da, corect. Noi ne bucurăm pe lângă vizitele pe care le facem să și filmăm puțin. Da. Așadar, hai, ne vedem mâine. O nouă zi de explorat aici în Timișoara. Suntem într-o zonă de case, pentru că noi aici locuim, ne-am cazat. La finalul acestui video o să vă arătăm și locul. Și astăzi am luat-o așa frumos pe jos, pe aici, și mergem către Bega, pentru că vrem să ne dăm cu bărcuța. Timișoara e singurul oraș din România care are transport în comun pe apă. Da. Practic, pe Bega poți să iei vaporașul și să te duci către o altă stație. Corect, și pentru că avem aproape de noi o stație de barcă. De barcă, dar vrei de autobuz, nu? Da, stație de autobuz pe apă. Undeva la 10-15 minute m-am uitat pe Google Maps și am zis, e chiar prima, e chiar capăt de linie. Și am zis, hai să o luăm de aici și mergem către zona centrală a orașului. Da. Avem în minte și un parc, așadar o să vedeți și voi cum arată bărcuța, sperăm să o găsim la locul ei, cât costă un bilet și așa mai departe. Cineva o să fie foarte fericit. Așa e, tati? Salut! Salut! Hai la bărcuță! Pentru că e copilul care iubește apa și dacă o să fie acolo pe bărcuță, pe apă, sigur prevăd un viitor fericit pentru el. O experiență faină! Haideți că am ajuns. Ăsta e podul Mihai Viteazu, așa se numește. Aici jos avem Bega. Și acolo e stația de vapor. Văd că nu e aglomerată. Da, uite, că asta e distractiv. Puteți să coborâm toate scările astea. Ia-l în brațe. Au trecut. Dar nu putem, cu ce să mergem? Coborâm ca să ce? Dar nu știu, se întoarce. A, da, uite. Pe partea cealaltă e stația, știi? Ah, ok, se întoarce aici. Și cred că o să întoarce, da. Da, bine, hai. Toți oamenii care se văd aici pe ponton au venit cu vaporașul ăsta, practic au venit până aici în capăt. Probabil fac așa o plimbare într-un capăt al celălalt al Begăi, pentru că văd că așteaptă aici pe ponton. Și mai sunt oameni și în interior. O, ce tare, e destul de spațios. Vă căutați să vă ocupați locurile. Se poate plăti în interior cu cardul la aparatul ăsta, iar un bilet costă doar 1 leu. Deci 1 leu de persoană să te plimbi cu vaporașul pe Bega. Ai auzit? Ce fain, hai că căruciorul vine perfect aici. Mă duc să iau bilete, dar nu știu dacă trebuie să iau și pentru el. Treabă de domnul șofer. Marinar, Rezi ai scăpat, dar copiii peste 7 ani mai ai. 6 ani și copiii de acum înainte poți să-i plimbi pe Bega gratuit. Salut, zi bună! Și gata, am ajuns la stația Catedrala Mitropolitană. Noi până aici am vrut să venim, să fim foarte aproape de centru. Salut, zi faină! Ceau, ceau, la fel! Așa, și acum mergem frumos pe podul ăsta și traversăm. Aha, pentru că... De acolo? Da, bravo, Andreea! Hai că ai uchit bine! Deci mergem așa frumos și mergem pe deasupra și ne vedem de dincolo. Andreea, stai pe loc, nu fugi! Ca să tragem o concluzie după plimbarea cu bărcuța a toți trei. Cred că e cel mai fain și cel mai bun lucru pe care poți să-l faci cu 1 leu. În România, da. Serios. Deci practic te pune să plătești ceva ca să nu zici că ai să te plimbi cu barca gratuit, da, pe Bega. Da, da, exact. Dar suma aia modică de 1 leu e super ok. Dar foarte fain a fost, nu știu, e, da, frumos. Mi-am adus aminte de Amsterdam. Da, dar dacă era descoperită barca, aș mai mișto. Da, sunt geamuri, așa stânga-dreapta și nu poți să vezi. Poți să ieși acolo în față puțin, deci e super ok din punctul ăsta de vedere. Și stânga-dreapta e totul verde, deci pe lângă Bega. Da, da, da. Okay. Da, telefonul la mine. Și pe stânga și pe dreapta malurile super bine întreținute, arată bine, totul verde, plin de copaci, parcuri o grămadă pe lângă Bega, deci din punctul ăsta de vedere super ok. Da. Noi ne-a plăcut, ne declarăm mulțumiți și dăm un mare like plimbării cu barca pe Bega. Exact, da. Și pentru că din barca am văzut aici o terasă frumoasă, chiar când am oprit, o să mergem și noi să bem o cafeluță. Să-i dăm de papa la păiețel. Să mănânce și răzvi, așa că pauză. Zi tu răzvi, totul e roz aici, în Timișoara, sau mai e și gri? Are treabă cu Suzeta. Gata și cafeaua noastră, terasa de acolo se numește Dark. Și chiar pe malul Begăi, 2 cafele și o apă, 31 de lei. Ok. No. Ai view. Ai cafea cu view. Vreau că mai dăm o tură pe aici prin parc, deci noi suntem chiar în parcul din spatele Mitropoliei. Da. Acolo e Mitropolia, am fost ieri, am vizitat pe acolo și parcul e fix în spate, dar vă ziceam, sunt o grămadă de parcuri de aici, de-a lungul Begăi. Super multă vegetație, așa, e chiar frumos. Da. Am văzut că este parcul copiilor, parcul rozelor, parcuri. Parcul ăsta nu-i deloc, adică... Nu-i ceva nou pe aici sau să fie proaspăt, renovat sau ceva. Băncile sunt destul de dubioase, de metal și așa ruginite, da? Mai vechi, bănci de metal n-am mai văzut de mult. Par așa, mai vechi de ceva timp. Mai ani. Și mai bine te plimbi, nu te așezi, vintage, că nu știi. E vintage. Poate cazi de pe bancă, mai bine te plimbi pe aici prin parc. Noi o să mai petrecem pe aici timp cu Răzvi. Îi place, deci e ok. El e fericit, nu? Da, mai dăm mulți porumbei. Uite, porumbel, hai după porumbel. Viața la primul bebe. Fugi după porumbei. Așa, vreau să zic că mai stăm pe aici, mai petrecem timp un pic prin parc și să vedem. Dacă vrea să adoarmă bine, dacă nu, o să mergem din nou către casă să își facă somnul de prânz și după aia mai ieșim. Asta e planul pe azi. Ești de acord? Bebe Răzvi. Ce zici, Bebe Răzvi? Că noi suntem și fără mașină, că am venit cu vaporul și dacă mergem spre casă o să luăm un Uber, ceva de genul ăsta. Da, sau tot vaporul. Piu, piu. Ce atente. Noi am revenit acasă pentru somnul lui Răzvi și haideți să vă arătăm și cazarea noastră. Începem de aici, e chiar la intrare. Intrăm pe acolo frumos pe ușă și avem așa o mică bucătărie cu tot ce trebuie, foarte bine echipată. Aici o măsuță, mergem în partea cealaltă, după care pe aici este intrarea la baie, la fel cu duș și cu tot ce avem nevoie într-o baie. Aici e un riflaj, chiar în bucătărie. Și după aia, din bucătăria și din holul acesta, intrăm către camera unde am stat noi pentru 3 nopți. Ce faceți, vă jucați? Da, da, e foarte bună oglinda asta aici. E amenajată de către gazde, e așa cu bun gust. Patul ăsta are chiar și un LED, stai să văd dacă știu eu. Ah, uite că am reușit să-l aprind. În partea cealaltă, o zonă de depozitare, dulap, un TV dacă e nevoie și aici e o zonă de umerașe și mai este și o terasă pe aici afară, dar noi n-am folosit-o deloc, da? Ea există. Hai că am ieșit și afară și o să vă spunem și cum se numește și cum am găsit locația. Uitați voi ce grădină mare, acolo e un foișor frumos. Locul acesta se numește Garden House, noi am stat în apartamentul de acolo și mai este încă un apartament acolo. Da, deci e compus din 2 apartamente. Acolo e o livadă sau o grădină așa cu trandafiri, o grămadă de copăcei. Aici e zona asta de foișor cu o masă cu scaune, iar în partea din spate gazdele de aici au grădină cu de toate. Ardei, roșii în solar și în partea aia mai sunt roșii. Acolo e un gutui super mare, pătrunjel și bineînțeles că am luat și noi câteva roșii, am luat pătrunjel pentru Răzi, am mai făcut cu brânzică. Unde sunteți? Stai că mi-e roată. Așa că am luat și noi, na, cum să zic, am folosit câteva legume, nu? Da. E foarte, foarte ok și locația a fost recomandată de către cei de la Umblu Vandra. Noi am găsit după aia pe Booking, se numește Garden House. Da. Am rezervat pe Booking și pentru 3 nopți am plătit 700 de lei, deci undeva la 235 de lei pe noapte. Da. Fără mic dejun inclus, doar ce ați văzut, dar nouă ne-a plăcut partea asta de grădină, am putut ieși. Exact. Să stăm cu el afară, cât mai mult. Răzul a stat afară. Și mare plus să găsim. Da. Acum noi căutăm cazări cu bucătărie, deci e ok. Așa și că recomandăm. De centru. Cam la 10-15 minute de mers cu mașina și cu vaporul ați văzut, da. Da? E ok, pentru noi a fost ok, n-am stat chiar în mijlocul orașului. Avem un anunț important de făcut, s-a lăsat seara peste Timișoara, iar noi 3 gașca veselă mergem să mâncăm. Da. Mergem la cină. Și cu ocazia asta închidem aici acest vlog. Sperăm că v-a plăcut. Asta am reușit noi să vizităm în cele 2 zile pe care le-am petrecut aici. Orașul Timișoara nouă ne-a plăcut și dăm un mare like. Vom mai reveni și cu altă dată când e Răzvi mai mare. Da, ne-au mai rămas chestii de vizitat, evident. Mai sunt, dar, mai sunt. Așadar, mâine dimineață noi plecăm de aici, din Timișoara, către o nouă țară și abia așteptăm să suntem entuziasmați pentru că n-am mai vizitat acel loc. Stați aproape, o să fie în următorul vlog. Până atunci ne auzim jos în comentarii, spuneți-ne părerile voastre despre vlog și despre Timișoara. Corect. Un gând de încheiere, Răzi? Ciao! Așa, bine că ai tras în zâmbet. Deci ne vedem în următorul vlog. Până atunci aveți grijă de voi și ți întotdeauna. Ce mai veseli! Hai, pa, pa! Servus! Ciao! Am să închidem vlogul aici, dar în drum spre restaurant am găsit mașina asta. Uitați ce faină e, ce bine e condiționată. Se arată impecabil și acolo deasupra, ia uitați ce au. Cea mai faină valiză pentru un Volkswagen de asta, Caravan. Ce tare e! Îți place pâile? Așa plecau în vacanță, sau așa plecau odată. Foarte faină, cu mașina, big like!